stai în boschet sau în birou și pe geam așa ieși și... Pot să stau cu telecomanda, iar eu trimit drona, pot să o trimit până la 6 km. Este omologat, ai voie tu ca polițist rutier să aplici sancțiuni pe baza filmărilor făcute cu drona asta? Ce face sonometru? Verifică sunetul emis de către autoturisme în trafic și dacă tobele respectă limitele de decibel. Da? Salut! Astăzi este 25 martie 2022, iar pentru cei care nu știți, este ziua poliției și am venit în curtea IPJ Bihor, unde se ține ziua porților deschise și unde se prezintă așa tehnica, dotarea polițiștilor, așa că n-aveam cum să lipsesc și eu. Dacă aveam și un fular, putea să ziceți că sunt dezbrăcatul. Eu am mai încercat să filmez cu alte ocazii anumite tehnici și dotări, dar nu am reușit, așa că acum nu mai au cum să scape de mine. Haideți să mergem înăuntru. Unde opa, stai așa că e deranj mare aici, hai să mergem. Unde puteam să mergem numai aici, la poliția rutieră întâi? Bună ziua, poliția rutieră? Da? Unde e poliția rutieră? Standul poliției rutieră. Aici? No, hai, hai să mergem. Pe asta v-am prezentat-o, ați văzut-o? Și asta v-am prezentat-o, ați fost, da? Ați văzut-o și pe asta? Nu vă supărați, de la poliția rutieră sunteți? Nu, nu, mă astăcesc. Nu știam exact dacă suntem cu legea, dacă m-ați amendat. Am venit și eu să vă prezentăm aici sculele astea. Se poate să facem așa o bună ziua. Suntem la CES 2022 sau suntem la, să știm exact, la expoziția poliției? La cablul ăsta de la antenă? De la, n-avem dotări. Dacă fac un raport, îmi dați la valieră wireless? Că eu am făcut raport la nevastă mea, dar n-a aprobat, așa că dacă... Hai să vedem unde e drona, că de-aia am venit să filmăm dron. Sunt la standul poliției rutiere, aici cu domnul comisar, că și pe el l-a făcut comisar, Indrieș. După negocieri intense am reușit să obțin aprobarea lui imediată să facem un vlog, să prezentăm drona din dotarea poliției rutiere. Pentru că dacă nu știați, poliția rutieră Bihor are și în dotare dronă, pe care nu cred că o să mai vedeți în altă parte în țară și este folosită. Sorin, spune-te rog, pentru ce este folosită drona? Drona este utilizată în principal pentru a supraveghea traficul rutier pe principalele drumuri din județul nostru, în principal în zonele în care avem accidente rutiere. O altă utilizare a respectivei drone este în situația unor accidente rutiere, o utilizăm la cercetare la fața locului pentru a obține o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă locul accidentului. Bun, deci te întreb un pic. Deci avem două utilizări. Una pentru constatarea de abateri și a doua pentru ridicarea schiței în caz de accident. Am înțeles că se face... Pentru a ne ajuta, pentru a ne ajuta să fixăm locul accidentului. Vă dați seama că perspectiva este alta în momentul în care ești deasupra accidentului. Bun, altfel, altfel vezi ceea ce s-a întâmplat acolo. Bun, hai să o luăm pe rând. Să o luăm așa. Ce autonomie are drona? Cât stă în aer? Eu pot să spun din propria mea experiență, stă în aer aproximativ 20-22 de minute pe o baterie. Avem mai multe baterii. Este varianta profesională a celor de la DJI. Este o variantă de lucru. Vine echipată și cu accesorii suplimentare în ceea ce privește un speaker, loudspeaker, cu care pot să transmit, de exemplu, mesaje. Vine echipată cu un flashlight, da? Care mă ajută să, practic, să folosesc pe post de lanternă, mai ales în cadrul zborului pe timp de noapte. Are și night vision, nu? Da, putem să spunem că are și acel night vision. Este practic funcția de termoviziune. Are o cameră integrată cu termoviziune și mai are încă un accesoriu care este mai mult utilitar, să spun așa. Are un fel de beacon care îți oferă posibilitatea de a o vedea pe timp de noapte și de la 3-4 km distanță. Autonomia de zbor a ei, conform specificațiilor producătorului, este de 6 km. Poți stai în boschet sau în birou și pe geam așa ieși și... Pot să stau cu telecomanda, iar eu trimit drona, pot să o trimit până la 6 km, conform specificațiilor producătorului. Dar în realitate am observat că este mai bine să fii acolo, să fii aproape de ea. Și cu ce ajută ea poliția rutieră? De ce este eficient? Asta este întrebarea. Ajută sau nu ajută? De ce avea nevoie poliția rutieră de o dronă? În primul rând pentru a, să zic așa, schimba un pic optica.
utilizarea tehnologiei automat realizează o oarecare simplificare a activității. Adică eu stau într-un punct fix și am practic ochii în aer. Am înțeles. Cu care văd eventuale încălcări ale normelor rutiere în trafic. O altă funcție a ei este funcția de căutare persoane sau la ce o utilizăm. Da, dar o luăm pe rând. Stai că o luăm pe rând, că asta vreau să o luăm întâi. Întâi vorbim cu oamenii despre folosirea ei la constatarea de abateri în trafic. Da. Ce abateri în trafic constați cu ea? Poți să constați orice fel de abateri. Cum ar fi? Mai puțin acele abateri care necesită măsurare. Speță, viteză. Deci nu are și aparat radar pe ea. Nu are și aparat radar. Asta pentru cei care postau pe infotrafic. N-are și radar, deci nu are, dar constată radar. Doar ce alte abateri, cum ar fi? Da, constată alte abateri, cum ar fi depășirile nereglementare, trecerile cu culoare roșie a semaforului electric, chiar și neacordările de prioritate pietonilor. Hopa, avem probleme aici. Scuze că am avut un mic incident, dar a bătut vântul aici și o să reluăm. Deci pe lângă utilitatea folosită la constatarea de abateri în trafic, depășire, neacordare de prioritate pietonilor, neacordare de prioritate vehiculelor, întrebarea este... Și altele, orice altceva. Acum vine întrebarea șoferilor. Este omologat? Ai voie tu ca polițist rutier să aplici sancțiuni pe baza filmărilor făcute cu drona asta? Da, pentru că este un mijloc certificat. Este un mijloc certificat care ne permite să realizăm filmări. Practic au aceeași valoare din punct de vedere juridic ca și o altă filmare trimisă în instanță. Făcută de polițist cu bodycam-ul. Da, ca și cum aș face o filmare cu bodycam-ul, are același regim juridic. Este o filmare făcută de către o aparatură certificată, pentru că avem un certificat de conformitate, este o filmare făcută cu acest dispozitiv. Cel mai important este că filmările sunt făcute de către un polițist care, pe lângă faptul că vede cu drona și constată cu propriile simțuri, asta nu înseamnă că oricine are o dronă acum poate să filmeze în trafic și să trimite abatere la poliția rutieră, trebuie făcută doar de către polițist. Rutier. Acum să trecem la utilitatea ei privire la cercetarea locului faptei. Cu ce ajută ea? Cum se face cercetarea locului faptei? Vine în completarea echipei care face cercetare la fața locului prin faptul că oferă o altă perspectivă și implicit prin utilizarea de programe între elementele găsite. Poți să refaci... Ne ajută. Da. Rolul ei nu de a face schița pentru noi, ci de a ne sprijini pe noi în realizarea acelei schițe la fața locului. Bun, și acum să trecem la ultima utilitate, aceea că știu că este folosită și la... Numai un pic că se aud aici, că copiii se joacă cu sirenele de la poliție, de la mașina de poliție. Este folosită și la căutarea de persoane dispărute, așa-i? O utilizăm, am avut situații în care am avut diferite persoane dispărute și s-a solicitat și sprijinul nostru, am mers în sprijinul colegilor care efectuau căutările, am încercat să utilizăm drona și recent, săptămâna trecută, în cazul acela cu acel omor a fost o crimă la noi și s-a căutat autorul. Și drona are, având termoviziune, ajută. Da, putem să o utilizăm atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe timp de noapte beneficiem de acea funcție de termoviziune. Termoviziune care te ajută foarte mult în detectarea unei persoane, chiar și a unui animal. Bă, felicitări, eu zic că drona asta este eficientă, o să ajute munca de poliție, îți mulțumesc pentru prezentare, o să merg acum mai departe, că ei se grăbesc. Uite, aici avem pistolul radar pe care vi l-am prezentat și eu, l-ați văzut, da? Și asta este alcool testul, că multă lume zicea că ăla pe care l-aveam eu nu era omologat, este exact la ăla pe care l-am avut și eu. Și mai am ceva pentru voi, o surpriză, acesta este un sonometru, da? Ce face sonometru? Verifică sunetul emis de către autoturisme în trafic și dacă tobele respectă limitele de decibel, da? Ăsta e sonometru. Din câte știu eu, dronă și sonometru nu găsiți cam în multe inspectorate din țară, mai ales la poliția rutieră, și pe noi ne așteaptă foarte mult, pentru că știți că acum vine vara, vine sezonul moto, ies tinerii să se distreze, să se plimbe, turează motoarele, deranjează locatarii care dorm cu geamul deschis, și cu acest sonometru putem să aplicăm sancțiuni, pentru că până acum era mai greu să aplicăm sancțiuni. Sper să fac un vlog cu el în trafic să vă arăt cum funcționează. Acum haideți să vă mai arăt aici că avem și alte standuri. O să mă duc și să mă dau cu... este un simulator aici de
centură de siguranță și o să mă dau pe el, haide să vedem cum e. Da, să rămână. De ce să ai simulator? Ia să vedem acum, că am emoții. Practic simulează. Ce viteză simulează de impact? De kilometri de oră? Deci un impact de 15-20 de kilometri de oră. Ia să vedem. Asta a fost prima parte a vlogului în care am venit la ziua poliției. Haideți să vedem ce mai avem aici în curte, că avem și cu mascații, avem și cu poliția criminalistică. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați că eu postez vlog în fiecare luni și în fiecare vineri, iar până data viitoare, fiți de bună credință.